Anul acesta, filmele istoricului și jurnalistului american John Florescu, Maria, inima României, Războiul regelui și Regele Mihai, Drumul către casă, vor putea fi văzute și în România și în comunitățile românești din străinătate. John Florescu ne reamintește astfel importanța istoriei în educație. Am văzut că oameni, în primul rând, sunt foarte interesați în istoria lor și tineretul. Și eu cred că, de fapt, nu cunosc foarte multe istoria lor și istoria de familie royal. Reacția este extraordinară. Bunica care vine cu copii și spune: uite, am spus că tu a fost mică, că asta este Regina Maria, și este, vine mândră. Trebuie să fii mândră. Trebuie are eroilor aici în România. Istoria este, contează enorm și trebuie să înțelegi. Începuturile acestui proiect le găsim în 2003, când John Florescu a luat un amplu interviu regelui Mihai. Dacă publicul vede o poveste, aude o poveste, cu siguranță ajunge mesajul la el mult mai repede decât dintr-un manual sau decât de la un curs de istorie. Deci da, este o metodă alternativă de predare. Cele trei filme care fac parte dintr-un Turneul Național de Educație Istorică sunt produse de noi, cu casa noastră de producție, inițiată de John Florescu la București. În acest an, în 2023, avem cel puțin 19 județe care le vom acoperi. Cele trei filme documentare au străbătut anul trecut 8.000 de kilometri în sate și orașe din 20 de județe. Au venit să vadă aceste producții cinematografice peste 6.500 de spectatori. Cele trei filme incluse în turneu pot fi vizionate gratuit.